ca arhiepiscop, stimați domnule profesori, onorată asistență. Întotdeauna, în expunerile noastre, pentru a ne face cât mai înțeleși, pe lângă cuvânt, bineînțeles, întrebuințăm imagini, icoane sau simboluri. Părintele Constantin Galeriu a fost un simbol al Bisericii Ortodoxe Române, așa după cum l-a descris și aprecia marele academician Virgil Cândea. A fost o personalitate de excepție a teologiei românești și am avut bucuria, cinstea de a-l cunoaște. Nu i-am fost ucenic din punct de vedere al pregătirii doctorale, dar i-am fost student. Așa după cum l-a cunoscut și în al preasfințitul părinte aici de față, cu care i-a fost și asistent la secția practică, în altul era asistent cam la toate disciplinele în secția practică, așa l-am cunoscut și eu. Prima dată l-am cunoscut la admiterea de la Facultatea de Teologie de la București și apoi la cuvântul de la 1 octombrie, când se deschid cursurile. M-a frapat prin ceea ce expunea acolo, dar nu neapărat ca și cuvânt, ci prin modul prin care o făcea. Avea acel captatio benevolenție care ne lipsește multora dintre noi, fiind ceva covârșitor. Nu puteai să îți dezlipești urechea de cuvântul său. Cuvântul său era un crescendo. Pornea blând, avea un filon dogmatic, pentru că el, de fapt, a fost dogmatist de formație. Teza asta de doctorat era pe dogmatică, jertfă și răscumpărare. Și s-a făcut săptămâna trecută lansare, la care a fost și în al preasfințitul prezent. Dar a predat, nu dogmatica, pentru că această catedră a ocupat-o un alt mare profesor al teologiei românești, Dumitru Popescu, și dânsul a predat prin ceea ce s-a și distins apoi și a rămas emblematic, a predat catehetica și omiletica. Echivalent în învățământul de stat, să spunem așa, cu retorica. Adică arta de a cuvânta. Și el se întrecea pe sine însuși și întrecea pe oricine din acest punct de vedere. Se asemăna la mijlocul cuvântului cu Ioan Alexandru, poetul Ioan Alexandru, pe care mulți l-ați cunoscut și pe care și eu l-am ascultat de câteva ori. Dar dacă Ioan Alexandru, poetul, vorbea la o durație maximă de la început până la sfârșit, de ziceai că s-ar putea să facă stop cardiac și mi se pare că și de asta și mări până la urmei. Da? Părintele nostru iubit, Constantin Galeriu, nu termina același ton. Ajungea la maxim, dar ajungea la un cuvânt blând, cu învățăminte, așa cum stă bine unui păstor și unui misionar. Nu a fost ocolit părintele Constantin Galeriu nici de greutățile și suferințele, vicisitudinile epocii pe care le-a trăit. Și nu numai el, ci cei mai mulți din intelectualitatea românească, dar și foarte mulți preoți, episcopi, profesori, teologi și așa mai departe. A făcut și închisoare și acolo și-a dovedit cu adevărat sufletul său sublim, omenia sa deosebită, iar omenia este gradul cel mai mare al sfințeniei dincolo din care, de care nu se mai poate face nimic altceva. Și din cuvântările sale, și din lecțiile de la catedră, mi-am dat seama că, ne-am dat seama că sfințenia nu este ceva de neatins. Sfințenia o poate atinge, o poate realiza fiecare dintre noi. Dar nu mai trebuie să-și dorească lucrul acesta. Și el a făcut lucrul acesta. Aproape că a fost un sfânt acolo în pușcărie și un model pentru cei care erau închiși împreună cu el. Se istorisește de către cei care l-au cunoscut că pe lângă munca silnică pe care o avea acolo de prestat, o mai făcea și pe celor care nu mai puteau să ducă greutatea acelor corvezi. De câte ori primea pachet, cum se face la închisoare, el îl împărțea
de obște cu toată lumea, chiar dacă unii nu făceau lucrul acesta. Mărturisesc mulți lucrul acesta. Mice Ionescu Quintus, pe care îl cunoașteți cu toții, da? Dă mărturie despre ceea ce făcea părintele Constantin Galeriu. Mi-l amintesc și l-am în minte, am vorbit și de imagine, da? Cu această imagine, uitați-vă la el, dacă nu cumva îl recunoașteți, într-un oarecare fel, în biserică. Deasupra Sfântului Altar, în multe biserici, conform ierminirii bizantine, este pictat cel vechi de zile, adică Tatăl Ceresc, conform prorocii lui Daniel de la capitolul 7, versetul 13. Sau, nu vi se pare că e Tolstoi, marele scriitor rus, care în scrierile sale a strecurat gândul lui Hristos. Gândurile lui Hristos le găsim în cuvintele Evangheliei. Asta a făcut și Părintele Constantin Galeriu tot timpul. A strecurat gândul lui Hristos în cuvântul pe care îl propovăduia. Această figură emblematică a Bisericii Ortodoxe Române, pe care am avut bucuria să o cunosc, această personalitate covârșitoare, a marcat destinul unei generații. El a fost nu numai un preot deosebit, nu a fost doar un profesor excepțional, dar a fost și un bun rugător pentru toți credincioșii pe care i-a păstorit. Îmi spunea domnul profesor aici de față și organizatorul acestor lansări de cărți, când m-a invitat, că Bucureștiul suferă. Nu mai are astfel de predicatori în zilele noastre, din păcate. Părintele Constantin Galeriu s-a adăugat panopliei teologiei românești în privința acestor grandioși cuvântători. Și l-am avut pe Haralambie Rovența, de exemplu. L-am avut pe episcopul martir de la Oradea, Nicolae Popoviciu. Cine nu a auzit cuvântările grandiosului mitropolit Antonie Plămădeală sau marelui Bartolomeu Anania? I.G. Coman, patrologul nostru strălucit. Și mulți alții, dar aceștia sunt cei mai buni și pe care i-am și cunoscut. Mitropolitul Antonie Plămădeală l-am auzit de două ori la Seminarul Teologic din București și pe Bartolomeu Anania chiar de trei ori și odată a vorbit magistral despre Mihai Eminescu. Și mi-am duc aminte că directorul m-a pus să-i pun semne la anumite poeții acolo. În sfârșit. Dar să revenim la această figură patriarhală a părintelui Constantin Galeriu. V-am spus că nu i-am fost doctorand, dar l-am cunoscut la examen de doctorat și odată, după ce am dat un examen, aveam nevoie și de semnătură, pentru că nu, comisia nu a definitivat birocrația care se face de obicei și a trebuit să merg acasă. Doamna preoteasă, distinsa doamna preoteasă, m-a rugat să stau 5 minute, în jumătate de oră, să am răbdare să se odihnească, că doar ce intrase să se odihnească. Dar n-au trecut nici 5 minute și părintele a revenit. A venit ca să mă ajute. Nu a venit să vă închipuiți neglijent în pijamale sau mai știu eu. A venit impecabil îmbrăcat în reverendă. Eu nu l-am văzut niciodată pe omul acesta fără reverendă. Noi mai greșim, e adevărat. Recunosc în fața înaltului că ne mai... Știe înaltul. Preumblăm și fără reverendă, dar pe el nu l-am văzut niciodată. Era un model și din acest punct de vedere. Ce pot să spun mai mult? Părintele Constantin Galeriu a fost și un mare misionar. Nu numai că vorbea frumos, dar convingea. Ajungea la sufletul, la inima și la mintea omului. Și viața interioară a omului se produce în inima omului, după cum spunea teologul francez Olivier Clément. Acolo se produce misterul existenței.
El a reușit să atragă după Revoluție marile cugete ale intelectualității românești. Dar nu doar așa se atragă ca să-l asculte, ci aceștia au ajuns să aibă o viață creștinească. Au reușit să devină practicanți. La început, părintele Constantin Galeriu a spus că trebuie să reîncreștinăm societatea românească. Și prin misiunea și pastorația sa a reușit să facă lucrul acesta. Mi-amintesc că a avut fii duhovnicești de marcă. Sorin Dumitrescu, scriitorul, publicistul și pictorul Sorin Dumitrescu este acela care a și înființat marea editură Anastasia, unde au apărut volume prestigioase. Nicolae Steinhardt, filozoful Nicolae Steinhardt, a fost de asemenea fiul duhovnicesc. Patapievici, a fost fiul duhovnicesc. Și mulți, mulți alții din surse nesigure și Andrei Pleșu. Poate fi fost și el. Iată că... A fost și el, da. Părintele Constantin Galeriu, sau Costache Galeriu, de fapt, se numea el, după numele... Costache Galeriu. Costache Galeriu, da. A atras asemenea personalități covârșitoare ale culturii românești și nu era doar un preot simplu care știa să vorbească pe înțelesul publicului simplu, vorbea să se facă înțeles de la vlădică până la opingă, așa cum s-ar spune în mod simplu. Îi mulțumesc domnului profesor pentru că m-a ales să vorbesc ca preot, fiind despre un preot, la această lansare de carte. De fapt, în 2018 s-a și ținut în cadrul Facultății de Teologie o conferință comemorativă despre Părintele Dumitru, despre Părintele Constantin Galeriu, atunci când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea sa. Volumul nu a apărut imediat, dar a apărut după aceea, cu o serie de studii, articole, consemnări, memorii despre personalitatea Părintelui Constantin Galeriu. Alte studii au apărut într-un număr din revista Patmos. Cam aceleași studii. Îi mulțumesc și în al preasfințitului că atunci dânsul m-a sunat pe seara înainte de conferință și mi-a trasat sarcina ca să vorbesc. Probabil că știa că i-am fost student, pentru că dânsul ne-a fost îndrumător de ani și știa generația pe care am avut-o. Și de aceea mă simt onorat că am putut să vorbesc despre un reper al culturii românești, al culturii teologice și despre un mare preot, un mare misionar al Bisericii Ortodoxe, simbol al Ortodoxiei. Dumnezeu să-L odihnească în pace acolo unde este și să ne fie reper, pentru că ducem lipsă de repere în societatea actuală. Mulțumesc!